foarte cald, într-adevăr. Cum faceți față căldurii, caniculei? Ne mai oprim, mai luăm o gură de apă, mai mâncăm o înghețată. Încercăm să mergem pe la umbră cât se poate. România se topește la propriu zilele acestea. Nici timișorenii nu scapă de arșița care le taie răsuflarea. Veștile de la meteorologi sunt alarmant de fierbinți. Deși timișorenii deja fac față cu greu temperaturilor extrem de ridicate, meteorologii avertizează că țara noastră va fi lovită de cel mai lung val canicular din istorie. Aceștia spun că la umbră vom ajunge să resimțim, atenție, peste 45 de grade Celsius. Timp de 7-10 zile, spun meteorologii, vom avea zile caniculare, iar nopțile vor fi tropicale. Între timp, timișorenii abia mai pot respira pe stradă. Suportăm cât putem posibil, ne răcorim. Ați venit să vă luați apă rece? Sigur, sigur, foarte bună apă. Cum este în casă noaptea? Este călduros, dar ce să facem, supraviețuim. Știți, meteorologii avertizează că va urma cel mai lung val de caniculă din istorie. 10 zile vor fi de caniculă, 45 de grade la umbră. Cum suportăm? Este indicat să stăm cel mai mult în casă, să ieșim numai dacă avem nevoie și să ne protejăm cât posibil. Vă face rău căldura? Ați avut vreodată probleme? Da. Ce anume? De obicei, persoanele care au o anumită vârstă și afecțiune nu prea este indicat să meargă la ora prânzului pe căldură. Dar este cald. Cum faceți față caniculei? Păi, de exemplu, acum mă duc acasă și mă odihnesc puțin și am să petrec aproximativ toată după amiaza acasă. Probabil că am să ies pe la 6, când sper să se mai răcorească vremea puțin. Timișorenii care nu au aer condiționat în case abia pot închide un ochi noaptea din cauza aerului sufocant. Casa s-a încălzit și în casă, am 26 de grade, chiar am lăsat deschis toată noaptea tot și totuși nu a coborât temperatura. Dar... Și cum sunt nopțile dumneavoastră? Destul de călduroase, dormim cu geamurile deschise, cât se poate. Vă odihniți? Da, mai mult sau mai puțin. La punctele de caniculă din oraș vin tot mai des persoane doborâte de temperaturile exagerate de afară. Având în vedere vremea caniculară din Timișoara, tot mai mulți oameni vin la punctele de caniculă și le oferim apă, stau un pic la răcoare și în cazuri mai grave noi chemăm ambulanța. Timișorenii caută orice alternativă pentru a putea trece mai ușor prin aceste temperaturi extrem de greu de suportat. Una dintre ele ar fi aceste fântâni unde vin să se recorească și de unde își iau apă. Cea de-a doua variantă ar fi parcurile sau locurile umbroase unde timișorenii vin să își mai tragă sufletul pe o bancă pentru a se feri de arșiță.